Zicea așa aici, da, așa aici. Uite, mă, ce din credincios cu adevărat, mă, și cum vrei chestia asta. Ia, trebuie să mai avem mai de scrie de fapt. Ele, deci, ca valere de onoare. Bă, dar ea săracă așa și cu tot. Hai, nu, lăsați-o pe masă. Pune frumoasă, nu te chinui. Așa. Binecuvântat este Dumnezeu nostru de un an, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace, Domnului, să ne lucrăm. Cu pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Domnului, să ne lucrăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce credeți din vani și cu frică de Dumnezeu.
nostru care împreună cu sluga patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimisându-ți logodească femeie stăpânului său Isaac în mijlocirea scoaterii din Avram. El descoperise logodească pe Rebeca însuși, Doamne, binecuvintează logoda robilor tăi aceștia, Valentin și Valentina, și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zis bărbatul și femeie, ca de la tine să însuțești bărbatul și femeia spre ajutor și spre tăduirea neamului omenesc. Însuți dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, Cel care a trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste rugii tăi, părinții noștri, cei aleși din neamului, caută-ți pe robul tău acesta, Valentin și Valentina, și întărește credința lor, logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inerța dar lui Iosif, stăpânirea în Egipt, prin inerța preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inerța arătat adevărul Tamarei, prin iner, Părintele nostru cel Ceresc, s-a îndurat spre Fiul cel risipitor când a zis, dați-ne în dreapta lui și junghim vițelul cel gras mâncând să ne veselim. Această dreaptă Tă, Doamne, într-ar mar cu munții în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat și dreapta robilor Tăi se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inerelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului se meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate cu desuși și ție slavă Ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace, Domnului, ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru preasfinții când Părintele nostru, Galafion, pentru episcop Alexandru și din urmanului, pentru cinsta preoțime și cea Cel ce binecuvântat pe robul tău, Avram, și-a deschis până cele
sare, care ai făcut Tatăl cu neam. Cel ce dăruit pe Isaac, vei și pe cuvânta nașterea ei, care ai însuțit pe Iacob cu Rahela. Și din ei arătat 12 patriarh, cel care ai însuțit pe Iosif cu Aseneta și ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase. Cel care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le dat lor prunci pe neinte mergătorul. Cel ce cede rădăcina lui Iisie după trupa ai crescut pe purrea fecioară și din ea de Paște născut spre mântuirea neamului. Însu, Stăpâne prea sfânt, primește rugăciunea noastră a robilor tăi, precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul celor tău, cel nevăzut, binecuvintează, Doamne, munta aceasta. Și dă robilor tăi aceștia, Valentin și Valentina, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea unuia către altul, o întărești, într-o legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață nelungată, cu luna cea nevesteșită a măririi, învrednicește, Doamne, aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn, de toată bunătatea ca să dea și celor care sunt lipsiți. Că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni iubitorii și ție slavă, înălțăm împreună și răfăr de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh. Acum, pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeu nostru, Sfințitorul Nunții cele taine și prea curate și Legiuitorul Nunții cele trupești, Păzitorul nestricăciune și Chiversinitorul cel bun al celor de trebuință vieții. Însu, Stăpâne, ceea ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i faci unui ajutor de dânsul. Și luând una de coastele lui Iisus pe femeie și văzut Adam, a zis, iată acum mulți de noastrele mele și de Duhul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat pentru aceasta, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să-mi despară. Și acum, Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii tăi aceștia, Valentin și Valentina. Și dă roabei tale acestea să se plece în toată bărbatul ei. Și robului tău acestuia să-i fie capul ei, ca să vețuiască în totul ăla. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, pe cum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii, pe cum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asereta, pe Moise și pe Semfora, binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, pe cum ai binecuvântat pe Avram și pe Avram. Păzește pe ei, Doamne, pe cum ai păzit pe noi în curat. Îți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, cu ți-a dus aminte de Enoch, de Sem și de Elie. Acum aminte, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a dus aminte de cei 40 de bucenici, de mințitele lor până din cer. Aduc aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de părinților care au născut și au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile casului copiilor. Aduc aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robii tăi, Valerică și Mirela, nașilor, părinților spirituali, de toți nuntașii care s-au adunat la această săvârșire a Sfintei Taine, dar și pentru cei ce pentru binecuvântate fricii nu s-au întâmplat să fie alături de noi, dar care ne porunci nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Dă-le lor, Doamne, roadă pântece, dar de prunci buni și sănătoși. Dă-le, Doamne, roadă pământului ca toată desfrânarea a fost să sporească spre toată fapta bună și binecuvântăție. Că ție, Doamne, se cuvine toată cinstea, puterea, slavă și cunăciunea împreună și părintele tău cel fără de început și Duhului celui de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnul să ne rugăm. Amin. Dumnezeu cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe uși, din coastră ai făcut femeie și ai înțeles spre ajutor, pentru că așa a propus la vecare să fie omul singur pe pământ. Însuți, Doamne, din locașul tău, Stăpâne, întinde mâna ta și unește pe rugăciunile acestea Valentin și Valentina. Așa s-a învățat. Așa. Pentru că te trebuie să înțelege bărbatul din femeie, unește pe într-un gând, împrunează-i într-un trup, dăruiește roadă pântecelui de o pântire de prunci, ca a ta este să pântirea că vă este împărăție.
și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Yeah.
credincioși de biserică. Deci, dar și voi fiecare parte așa să-și iubească femeia care fi și pe sine. Iar femeia să se teamă de mărătate. Doamne, Doamne, și Duhului Tău. În legele să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace Tuturor. Și Duhului Tău. Să zicem tot de tot sufletul și de tot cugetul nostru să zice. Doamne, 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 Stăpânitorul Dumnezeu, Părinților noștri, rugăm Mâneția auzile și ne miluiește. Doamne, miluiește! Când ne rugăm, miluiesc frații noștri, pentru tot de mărturii creștini, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, Duhului Tău.
și acest pahar de obște, pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează, Doamne, cu binecuvântarea Ta cerească. Că s-a binecuvântat numele Tău și a preaslăvit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Măriți să fii mire ca Avram,
binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rândul religiu, ca așa binevoit Dumnezeu. Și ne-a suflit în veci, în veci. Pașii capetele voastre Domnului să le plecați. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea Dumnezeu Sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, Valentin și Valentina, să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de pruși buni și sănătoși, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile ce le pământești și să vă învrenecească ce de răsfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciune de a Sfintei Născătoare de Dumnezeu și a tuturor Sfinților. Amin. Slavă Ție, Toată Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Înțelegere și răbdare. Să vă ascultați părinții spirituali, penașii voștri, sunt oameni cu experiențe de viață, sunt tineri, aveți cu cine să comunicați. Și ați auzit ce spune acolo, că era atent la postul, femeia să fie supusă bărbatului său, vânătoare, și bărbatul să fie în capul meniei sale. Dar acolo zice, precum Hristos este cu biserica sa. Hristos, pentru biserica sa, a fost capabil să se răstignească. Când bărbatul e capabil să se răstignească pentru nevasta lui și pentru cea care îi dă viață copiilor lui,
atunci femeia să fie supusă bărbatului. Așa, da? Bine, să fiți binecuvântați și ca o glumă a să spune să pună robul cu roaba. Dumnezeu știți de ce, nu? Robul muncește și roaba care la neamă. Roba cheltuiește. Hai să cântăm, să-i felicităm, să le cântăm un frumos la mulți ani, pentru că merită. La mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doreți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiesc, la mulți ani să trăiesc, să vă fie viața numai lumină, ca în lumină să vă iubiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiesc. La mulți ani să vă dea Dumnezeu sănătate, înțelegere, arde viață să vă vedeți copiii copiilor voștri mari, frumoși și sănătoși. Acum fiecare să veniți să vă luați sărutarea de la Sfânta Evanghelie și să felicitați pe mine. Dani, da. Imediat să pregătim aici ca să facem și voi. Hai, vino, 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 vino. Cum? Arată! Acum, mirele cu mireasa aici. Acum. Acum, toată lumea vine, îi fericită, sărută Sfânta Evanghelie și se retrage să rămână, nu știu, pentru poze, pentru ce vreți. Păi eu rămân aici. Haideți-mă așa, nu, nu rămâneți aici, că noi mai văd băi. Să vă mulțumim pentru vizionare.
dă-te mă, prietene, stai Ioane, acolo, stai și tu liniștit, frate. N-ai cu ce, Ioane, lasă-te. Dani, da, hai după așa. Thank you.